Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt doamna Nadia Popovici, specialist didactic în psihopedagogie, dar plecată la muncă peste hotare de aproape 17 ani, și domnul Mihai Stratulat, pediatru, dar și acesta deja este cu gândul la a emigra din Moldova. Doamna Popovici, bună seara! Domnule Stratulat, bună seara! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Doamna Popovici, dacă aici în studio ar fi fost prezent și un reprezentant al puterii, probabil acesta v-ar fi mulțumit pentru faptul că ați urmat sfatul pasului și ați revenit din diaspora definitiv acasă. Ori acesta a fost unul dintre sloganele formațiunii de guvernământ în campania din 2020 și 2021, de a aduce diaspora acasă. Deci dumneavoastră ați revenit în Moldova după 17 ani definitiv, da? Nu, domnul Gonța, bună seară încă o dată. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Nu știu dacă reprezentanții puterii s-ar bucura de prezența mea sau nu, dar chestia e că doar am venit în vizită pe câteva zile, după care revin înapoi în Bolonia. În Bolonia. Așa, dar de ce nu, doamna Popovici? De ce n-ați revenit definitiv? Deoarece m-am stabilit în Bolonia cu traiul definitiv. Adaptarea m-a costat foarte mult, este un preț înalt și de aceea, ca mentalitate fiind în minoritate a populației Republicii Moldova, nu cred că este momentul să mă reîntorc. Și nu știu dacă mă vor reîntoarce vreodată. Dumneavoastră ați plecat deci de aproape 17 ani, mama mea a plecat de 20 de ani, ea din 2004, prin urmare dumneavoastră de prin 2007. 7, exact. Mamei mele i-a trebuit vreo 3 săptămâni să ajungă. Dumneavoastră ne povestiți cum ați ajuns, în cât timp, cum a fost? Am ajuns în 10 zile circa. Am avut, deci am plecat clandestin, am avut o viză de turist până în Bulgaria, acolo am stat o săptămână circa, după care am trecut clandestin în Grecia și de acolo cu document românesc fals am ajuns în Italia. Primul oraș vizitat a fost Veneția. Fără a cunoaște limba, fără a cunoaște nimic, am plecat, m-am pornit, fără să știu unde ajung și dacă ajung. Dar de ce ați plecat? Ce făceați aici, în Moldova? După 14 ani de activitate didactică în sistem educațional. Activam ca învățătoare la clasă de primare, director adjunct, deci salariul meu era de un salariu și jumătate, să zicem, și nu mai puteam face față chiar deloc cheltuielilor și necesităților vieții. Și adaptarea acolo a durat cât timp? A durat mult ușor. Deci am plecat acolo clandestin, cum vă spuneam. Primul meu post de muncă a fost badantă, cum ca și toate mamele, ca și toate persoanele de vârsta mea, de statutul meu, cum ar veni. Și mi-a fost foarte greu. Groaznic de greu inițial. Deci primul meu post a fost badantă la o bătrânică cu probleme mentale. Lacrimi zi și noapte, dar trebuia să rezist și să merg înainte, pentru că știam că calea întoarsă nu există. Cu o sumă enormă de bani împrumutați cu interes, cu copilul minor rămas aici, cu familiarii, nu era deloc simplu. Istoriile astea, din păcate, sute de mii în Moldova. Apropo, astăzi a fost reeditată, nu știu dacă v-am spus vreodată, mama mea a scris o carte vreo 10-12 ani în urmă. Istorii de ale moldovencilor de genul ăsta. Și astăzi ea a fost reeditată pentru că multe colegi de ale ei au rugat-o să-i dea. Și acum, când ne vedem toată viitoare, dar dacă plecați în curând, vă transmit cumva pentru un coleg, ca să vă mai amintiți. Deși mari plăceri cred că nu aveți de la acele amintiri. Vin doar amintiri triste și lacrimi. Doamna Popovici, dar, domnul Stratulat, noi cu dumneavoastră desigur ne vedem, nu vă supărați, acum și discutăm. Dar vremurile s-au schimbat totuși între timp. Eu nu zic că acum ați vremuri super bune și așa mai departe, fără aluzii, fără să lovim în colegii noștri, prietenii noștri din pas, dar de ceva vreme totuși nu mai trăim ca în perioada aia 90 și primii ani din 2000. De ce nu vă gândiți să reveniți? Aveți dreptate, domnul Gonța, pentru cetățenii care, ca dumneavoastră, care locuiți permanent aici în Republica Moldova, dumneavoastră vedeți progresul comparativ cu 10, cu 20 de ani în urmă. Dar eu deja, revenind din Bolonia, din Italia, după 17 ani de viață stabilă acolo, eu deja nu compar cu standardele care le-am lăsat atunci.
dar le compar cu modul meu de viață, care este zi de zi, viața mea cotidiană de acolo. De ce? Eu știți cum ar trebui să vin de la niște standarde de viață mai înaltă la standarde de viață mai joase pentru mine. De aceea este foarte greu. Deci aceasta pe mine m-ar costa. Eu, dacă aș veni aici doar pe o lună de zile în Republica Moldova, cred că aș intra în depresie. Dumneavoastră aveți câteva zile de când ați revenit, da? Da, da, puține zile. Așa. Și ce vedeți? Eu nu vorbesc de parcul lui Ion Ceban. Ce simțiți dumneavoastră? Cum îi vedeți pe moldovenii de afară? Magazinele, nu știu. Eu nu vorbesc de prieteni. Prietenii tot timpul o să vă zâmbească. Sunt prieteni și rău de la fel. Dar atmosfera care o simțiți dumneavoastră în societate, comparativ cu ceea ce vedeți dumneavoastră acolo, în Bologna. Comparativ cu ceea ce e acolo. Oameni triști. Oameni necăjiți. Îmi pare rău să o spun, dar văd foarte puține persoane zâmbind, foarte puține persoane liniștite și după aspect să înțeleg că sunt mulțumite de viață. Și aceasta e foarte dureros. Dar prietenii dumneavoastră de acolo, dau seama că aveți mulți prieteni de moldovence, sunt pe aceeași undă? Practic da. Practic da. Din persoanele care le cunosc eu, revenite aici în Republica Moldova, puținele persoane, toate regretă că s-au reîntors. Serios? Pentru că unele persoane chiar au investit sume enorme de bani, 10.000, 20.000, 30.000 de euro și s-au ales până la urmă praf. Deci munca lor de ani de zile, sacrificiile, economiile, toate... Investite aici? Aici, în Republica Moldova. Deci, cu mari regrete... Decid deja să revină înapoi în diaspora, să plece în străinătate, să recupereze banii pierduți. Dumneavoastră aveți un băiat, dacă nu greșesc. Am un fiu, da, mulțumesc. El deja nu e minor, nu? Nu. Băiat mare. Angajat, lucrează, da. Lucrează unde? Lucrează în două. Aici? Nu de date personale. În Moldova sau? Nu, e cu mine în Bologna. Și el e plecat? Da. El are deja 10 ani stabiliți în Bologna și el. A studiat acolo, l-am luat de la 15 ani și jumătate și acolo a fost un stres enorm și o problemă foarte mare de integrare ca pentru fiecare adolescent rupt din mediul lui, de la prietenii lui, de la mediul lui și dus într-o altă societate, bineînțeles mai înaltă, unde nu cunoști un cuvânt în limba italiană, nu cunoști prieteni, nu cunoști nimic. Practic într-un oraș străin, într-o societate absolut nouă. A fost foarte greu. Dar cu răbdare, cu bunăvoință, cu entuziasm, cu caracter, am mers înainte pentru că știam a doua oară că calea întoarsă nu există. Doamna Popovici, noi avem niște cifre între 100 și 100 și ceva de mii de oameni care ar fi plecat imigrat din Moldova anul trecut. În Italia vin la ora actuală moldoveni? Sau gata, s-a încheiat istoria asta? Permanent. Permanent vin. Serios? Încă? Încă. Încă. Din păcate. Dar noi încet, încet o scucerim Italia. Ne întoarcem. Cândva Traian ne-a cucerit pe noi, acum se întoarce istoria. Păi așa și este, într-adevăr. Dacă observați, și Africa, cândva Franța, Anglia au cucerit Africa, acum africanii, invers. Da, aveți dreptate. Așa-i. Ca să nu supere domnul Stratulat, vreau să vă întreb ceva. Domnul Stratulat, tot respectul. Slăbuți voi cu partidul ăsta, Puterea Oamenilor. Rezultate nu prea ți-a dus în ultima electorală. N-am nu v-a reușit. Ce faceți? Cum sunteți? Ce mai face domnul Ruslan Codreanu? Ce planuri aveți pentru viitor? Noi și mai înainte spuneam, neavând finanțare, da? Precum au alte partide, neavând sponsori, da? Unii se mai acoperă cu faptul că donează cetățenii chestii, balade care doar pentru unii legători. Am încercat din puterile noastre, da, să participăm inclusiv și în campania care a fost pentru Chișinău. Mai mult ne-am axat doar pe Chișinău. În considerație că am avut cel mai bun candidat pentru funcția de primar. Deci noi o spunem și CV-ul domnului Codreanu asta și arată. Cetățenii își doresc altceva. Din păcate, cetățenii noștri încă mai cred în tot felul de promisiuni care în fiecare an ne dăm seama, da, că acestea doar sunt promisiuni electorale și nimic din tot ce se promite nu se face. Sau cel puțin lucruri neînsemnate se fac. La moment am luat o pauză, exact după, inclusiv să urmărim ce mariajuri politice o să fie pe scenă, pentru că știam că o să fie mariajuri dintre partide, să vedem cine este în spatele acestor mariaje, deja avem și informații interesante.
am luat o pauză și o să vedem. Inclusiv eu am luat o pauză și aș ține de politică. Eu niciodată n-am mers în politică pentru că vroiam, nu știu, bani, fotolii, absolut. Eu am o afacere care este ok. Deci mi-a adus și un venit suficient pentru familia mea. Niciodată n-am căutat să... Am luat o pauză și o să vedem. Deci am zis că până în primăvară urmează să ne mai întâlnim, pentru că noi am rămas. Toți suntem uniți. Și o să vedem dacă continuăm sau... Într-o discuție de-a mea cu dumneavoastră privată, cer scuză ca să o divulg, dumneavoastră spuneați mai câteva luni în urmă că nu excludeți că o să închideți totuși business-ul ăsta care îl aveți și o să vă luați bagajele și o să treceți prutul. Da, vă mai gândiți la asta? Situația, acum vedeți că s-a mai schimbat și aici țin de războiul din Ucraina. Foarte mult depinde. Eu întotdeauna spun așa, perspectiv pentru copiii noștri în Republica Moldova. Și asta vine din două considerente. Noi avem factorul intern, da? Toate partidele politice care, eu am zis, nu vă uitați denumirea partidului. Da? Toți politicienii, într-un moment dat, o să vină la putere și o să uite ce au promis și nu o să fac. Da? Dar la putere ajung și acele scheme de care vorbeau în campanie până ajunge la putere, preiau acele scheme sau preiau tot felul de concursuri trucate și tot așa. Deci, plus că Republica Moldova este o țară mică, TEC e plină de cumătri și nanaș și când ajungi, ați văzut și inclusiv actuala guvernare, vedeți că sunt prieteni, cumătri, se rușnează să spună asta în presă, dar... Verișoare. Verișoare și tot așa. Asta, având așa o țară mică unde TEC sunt cumătri între dinși, plus că fiecare partid vine, îi dă afară pe cei care au fost puși în funcție de guvernarea precedentă, vine următorul partid, îi dă afară pe ceilalți și tot așa. Deci e o răzbunare permanentă care nu duce absolut la nimic. Eu chiar și amuia mă uitam. Nici într-o țară europeană, acolo unde noi tindem, nu o să vedem niciodată primarul de un oraș să certe cu guvernul, că ei sunt din diferite... Invers, acolo se lucrează, chiar dacă sunt din diferite partide, acolo se lucrează împreună pentru binele cetățeanului. La noi se ceartă. Se ceartă, se ceartă și tot ceartă asta. Toată chestia asta nu aduce la nimic. Pur și simplu, mai trec încă 4 ani și moldovenii stau cu niște ochi așa mari, se uită la soare și așteaptă, oare când a să vină vremurile cele bune. Și deja mai avem și factorul extern, care este războiul din Ucraina, din păcate. Și aici am în vedere că dacă Ucraina să câștige, și aici o tare îmi doresc. Cumva să hotărască problema cu Transnistria, cumva și influența rusă în Republica Moldova o să dispară. Dar dacă o să îngheți conflictul sau, nu da Doamne, o să câștige Rusia, noi mai departe o să avem aici și Transnistria și influența asta rusă, iar influența rusă, dacă să ne uităm în istorie, niciodată nu a dus ca o țară careva să se dezvolte. Să o mențină la nivelul care este. Da? Tot asta se face în Rusia. Deci marea majoritate a populației sunt săraci. Și este convenabil pentru guvernarea de acolo. Să-i țină la nivelul ăsta de sărăcie. Pentru că când e mai sărac, mari pretenții omul la viață nu are. Uitați, în Europa, unde lumea trăiește bine, imediat s-a schimbat o lege cum iese lumea la protest, pentru că lumea înțelege sau își dorește și mai bine să trăiască. Și eu personal nu văd perspectivă pentru copiii mei în Republica Moldova. Eu încă cât pot am zis că stau, cu toate că de mai multe ori am avut gândul să plec. Plus că lumea emigrează și asta se simte. Deci asta o sunt toți antreprenori, indiferent pe și domeniu activează, tot sunt că este tot mai puțină populația Republica Moldova. Și, nu știu, eu nu văd un viitor prosper pentru țara asta. Cu toate că Uniunea Europeană se vorbește, lumea trebuie să înțeleagă, Uniunea Europeană asta nu înseamnă că de momentul în care noi o să întrem Uniunea Europeană, da? La noi o să mărească salariile, o să ne dă Europa salarii. Nu, până noi nu o să facem aici regulă în țară, la noi salarii mai mari nu o să fie, indiferent că suntem noi în Europeană sau nu. Până da. Să muncim aici la noi acasă, dar deja, din păcate, cumva, eu nu mai văd perspectivă. Dar dumneavoastră, doamna Popovici, cum vedeți, dumneavoastră și prietenii dumneavoastră din Italia, cum vedeți vremurile bune din Republica Moldova? Păi, am înțeles că vremurile bune sunt deja complicate. Păi, divin e războiul, nu? Ei. Așa e, bine că le-a căzut războiul ca laptele împăsat.
E adevărat, domnul Gonța, războiul a afectat nu doar situația din Republica Moldova, dar și din întreaga Europa. Plus la aceasta, înainte de război, a fost pandemia. Avem o criză post-pandemică mondială, nu că europeană sau chiar din Republica Moldova. Dar aceasta nu este o scuză pentru a renunța la a face ceea ce este posibil de făcut. Înțelegeți? Pentru că chiar și cetățenii, toți cetățenii simpli, nu pretind ca lucrurile să fie schimbate peste noapte. Dar la moment, reieșind din dificultățile care au fost până la pandemie, până la război, deci lucrurile care sunt posibile de făcut să se facă. Așa cu cheltuieli mici, așa cu eforturile care sunt, cu persoanele care sunt, cu specialiștii, cu tot ceea ce avem la dispoziție, cu toate resursele, se poate fi de făcut câte ceva, câte puțin, câte un pas încetişor, pentru că miracole nu face nimeni. Dar, din păcate, eu nu văd, cel puțin în domeniul meu, în domeniul educației, eu nu văd în Republica Moldova niciun pas, niciun milimetru înainte. Ce voiam să vă întreb? Lucruri care s-ar putea de făcut fără resurse financiare, fără nimic, absolut nimic, prin niște inițiative foarte simple. De exemplu, ce să fac? Domnul, cum îl cheamă? Da. Domnul Perciun. Așa, domnul Perciun, mulțumesc. Eu chiar am rămas foarte uimită și amărâtă, să zicem, domnul Gonța, chiar la 1 septembrie, când s-a început anul școlar. Ce-l costa pe domnul ministru să iasă cu o inițiativă în fața elevilor, în fața părinților, în fața profesorilor? Dragi elevi, dragi părinți, stimați profesori, anul acesta ne prezentăm la școală fără flori, să zicem. Pentru că e o cheltuială enormă și absolut inutilă. Domnul Gonța, un buchet de flori care costă o sumă bunișoară pentru o familie și dacă avem 3-4 copii sau chiar și 2 elevi în școală sau și grădiniți, aceasta părinții uneori, dar în cele mai des cazuri, sunt nevoiți să facă niște renunțări la cheltuielile din familie ca să le aloci, ca să nu se simtă copilul discriminat la școală. Un buchet de flori care durează 2-3 zile după care este aruncat. Și vă spun aceasta nu din auzit. Eu mergeam acasă cu un buchet cu brațul plin de flori la 1 septembrie, la ultimul sunet, care dura 2-3 zile și le aruncam. Dar când calculezi acolo toată suma de bani, care este problema? Și ca să zicem că deoarece moldovenii chiar nu se pot debarasa de această tradiție, că să nu te duci cu mâna goală, s-ar putea foarte simplu de pus mână de la mână, câte 5 lei, câte 10 lei, din partea la toată clasa cumpărăm o carte pentru profesoară, cu un autograf acolo frumos și el, sau două cărți, să zicem. Un gest minunat. Bani economisiți, gestul frumos, cartea cu amintiri și tot perfect. Cere această finanțare din partea guvernului? Nu cere nimic. Dar ce va face domnul Perciu? Dansează. Vedeți că nu... Da. Da. Altă inițiativă, de exemplu, și careurile. Careul este o tradiție veche, socialistă. Cui trebuie careul este? Aici se împart... Părinții se împart în două tabere. Inițiativa din partea Ministerului Educației se respectă și atât. Păi dacă mergem spre Europa, domnul Stratolat, luăm tradițiile și obiceiurile europene sau rămânem tot cu mucegaiul vechi? Noi să ducem în Europa, să ducem tradiții sovieci. Care este sensul? Să învățăm de ei. Care este sensul unui careu, să zicem? Niciun sens. Dacă este soare, stau copilașii o oră și se plictisesc acolo în curtea școlii, dacă este ploaie, tot la fel. Încordare pentru părinți, o zi lipsă de la serviciu, copii așa, deci care ar fi cel mai simplu? S-au adunat copilași în curtea școlii și au găsit dirigenta de clasă, îi acompaniază frumos el în sala de clasă, bine dragi copilași, bine v-ați reîntors din vacanță și continuăm studiile mai departe. Revenim la diaspora. Știți că, doamna Popovici, știți că a fost o lege votată nu de mult pentru diaspora ca să reveniți acasă și să aveți mai multe facilități la vamă, da? Sau ca să plătiți impozite. Ați aplaudat, ați mulțumit, v-ați închinat? Pe mine care nu mă privește această lege, nici n-am citit-o și nici nu mă interesează, dar de câte am înțeles, niciunul din cetățenii plecați peste hotare n-a beneficiat de această lege pentru că a fost făcută de îndoasele. Voi ați spuneți ceva? Că v-am întrebat. Da, când spuneați că le încurcă războiul și... Domnul Gonța, uitați-vă, eu ca antreprenor pot să vă spun. Atunci când tu ai, da? Vii și vezi care este bugetul și vezi că bugetul nu-ți ajunge. Începi să te gândești cum facem ca să creștem bugetul. Prima, să reduci din cheltuieli. Pe timp de război, pe timp de pandemie, noi dacă să ridicăm să vedem ministerile câți bani cheltui. Pe timp de război, pare mi se, ministerul
poate greșesc, dar cei din cei mi-aduc aminte. Ministerul Apărării a cumpărat nu știu câte 100 de scaune ca să înlocuiască pe cele vechi prin cabinete, habar n-am. Deci asta este o urgență care trebuie. Și cheltuieli de este, eu cred că la fiecare minister și la fiecare agenție sunt 10 bani cheltuiți aiurea care se putea. Nu acum, nu, unde este urgent, da, să ia urgent. Unde nu este, băi, strângem cu Craiova. Haideți să ne uităm. Bine, că au mai înmulțit ei din ministerii. Ok, dar agenții, sunt tot felul de agenții pe lângă ministerii, în subordinea ministerilor, care suprapun activitatea lor una peste alta. Deci își dublează activitatea. Și una face o chestie și alta face o chestie. Și tot așa. Băi, haideți să mai reducem din agențiile astea. Este consum? Consum din bugetul, dar noi avem, ca să înțelegeți, din cetățenii Republicii Moldova, 600.000 de cetățeni lucrează la privat și ăștia produc și plătesc impozite, 300 sau chiar și mai puțin de 300.000 lucrează la buget, deci la stat, care unde nu se produce nimic, doar să ia bani din... 600.000 de cetățeni lucrează ca niște ministri și șefi de agenții să-și cumpere tot felul de chestii care nu este nicio urgență. Păi dacă noi vorbim că este o problemă, este criza aceea, criza pandemică, criza refugiaților, nu știu cum a afectat guvernul Republicii Moldova, da, război... Poftim? Dar să laudă tare cu că au făcut față, nu știu. Criza este război. Păi haideți să reducem din cheltuieli, oameni buni. Hai să reducem și o să vedem cât noi putem să economisim. Dar trebuie să vii. Da? Și să te apuci. Dar noi am venit, am început să-i scoatem pe cei vechi, îi punem pe ai noștri, unii dintre înși, în general, habar nu au unde au ajuns. O, apropo. Înțelegeți? Habar nu au, da? Fost numiți, fost oameni de-a lor. Vreau să vă întreb ceva despre domeniul sănătății, domnul Stratulat, pentru că eu nu am înțeles. Deci, ieri a venit o știre de la doamna Alana Merenco, ministru sănătății. Pe pagina sa de Facebook, ea și-a manifestat speranța că într-o zi, în acea viață normală de după, adică când nu va mai fi ministru, va putea spune unde și cum s-au construit scheme în sistemul de sănătate și cum s-au făcut averi pe sănătatea și tragedia oamenilor. Eu, zice lumea că cicolicuță că aș percepe ceva și aș avea o leacă de logică, dar eu nu înțeleg. Schemele nu trebuie să le spui atunci când ai funcții? Și turbal. Deci tu dacă deții informații, te duci la CNA, păi ia ca și informații o dețin. Dar altfel, eu am citit și eu acest mesaj, eu sigur tot nu l-am înțeles. Deci tu cam când presupune ca să ieși cu informația asta? Peste 4 ani, peste 8 ani? Hai să fură, dar spunem după. Da. Sau poate că șamuia la moment în care va scheme și destul de conspiram. Dar mesajul e total deplasat, deci eu nu l-am înțeles deloc. Atent cu deplasat, pentru că este o lege acum care se pregătește. Eu am să vă întreb mai la vale despre ea. Dar eu propun... Pot să iau acum publicitate? Luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Spuneați dumneavoastră ceva în timp publicității, domnul Stratulat. Voi am să vă întreb o chestie. Eu am văzut și eu un interviu de-al dumneavoastră pentru doamna Natalia Morari, unde ați mai dat niște semnale de alarmă. Dumneavoastră, puteți explica de ce nu se reacționează în niciun fel în ultimii 2 ani? Orice spui, orice lansezi, orice... Nimeni nu reacționează. Pentru că, în primul rând, așa cum v-am spus, toți sunt cu metri, nași, rudii, de gradul 1, gradul 2 și tot așa. Și dacă când începi să-ți cauți undeva, poți să dai de un neam de-a tău și atunci mai gen nici nu te apuci de chestia asta. Nu se reacționează pentru că nu este dorință de a face schimbare. Deci eu doar așa văd. Nu există dorință. Pentru că dacă era dorință de mult și reforma spitalicească se făcea fără mari cheltuieli de la... Tu fă-o mai întâi pe hârtie. Da? Cu orice reformă trebuie să o pornești pe hârtie. Cu scop, care sunt problemele în domeniul actual și tot așa. Și după ce ai făcut-o pe hârtie, poți deja să te apuci să reformezi spitalele. Dar la noi și facem. La noi reforma și constă. E că mi-ai făcut o reparație într-o secție. E că asta e reformă. Te-ai dus, ai tăiat lenta. Ți-a mai venit cineva și ți-a mai donat un aparat, două, trei, la un spital. Hop, ai tăiat lenta, ai făcut o poză, ai dus... Dar ați văzut cum să aduci microfonul și să vorbești în față, să aduni tot spitalul. E extraordinar, și prim test trebuie să aduni. Pacienții stau și așteaptă. Dar... Pacienții de la fereastră se uită și noi vorbim mulțumim. Sigur că trebuie de mulțumit. Dar asta nu e reformă. La noi dacă nu faci reparații într-un spital sau altul, degeaba ai fost ministru.
Așa e. Și asta e de timpul sovietic. Și ca să continui mai departe. Noi vrem în Europa, dar la noi încă unii ministri se gândesc așa cum se gândea pe timpul Unii Sovietice. Haideți la subiecte de actualitate, doamnă Popovici, doamnă Stratulat, să o facem și noi pe comentatori. Știți că aici la noi vin destul de mulți șori. Ieri a fost o zi fatal de proastă pentru reformatorii justiției. Unu, domnul Alexandru Stoianoglu a fost achitat în dosarul indemnizației. Celelalte trei, zic cei care pricep în general, sunt foaie verde lobodă. Achitat înseamnă, potrivit avocatei Furga Grabovski, achitare pentru lipsa componentelor infracțiunii înseamnă că fapta infracțională de care a fost învinuită persoana nu există. Adică dosarul a fost fabricat. Da. Și doi, tot ieri, a doua lovitură, nu se știe deja pentru a câta oară consecutiv, concursul pentru șefia a Procuraturii Generale a fost anulat iarăși din nou. Cum se vede de la Bolonia reforma justiției în Moldova? Urât. Trist și rușinos. Da? Foarte trist. Să stai tu la guvernare 2 ani, aproape 3. Acum și 3. 2 ani și jumătate. Deci la sfârșitul acestui an, partidul de guvernare ar trebui deja să aibă proiectul de electoral complet deja. Ei trebuie să aibă rezultate la sfârșitul acestui an. Ei nu au procuror general. Au promis procuror general european. Oamenii așteaptă. Au adus o cetățeancă, inclusiv americană, la Procuratura Anticorupție, doamna Vernon. Anticorupție, dar procurorul general. Procuror general european au promis. Să-l aduc. La ea un an jumătate de guvernare, poate reușesc? Să-i ajute Dumnezeu, dar eu... La cum ar lucrurile, nu cred că reușesc. Chiar și concursul ăsta care... Deci, clar s-a arătat că unii din PAS doreau un procuror general, alții din PAS doreau alt procuror general. Și ca toată chestia asta a dus la aceea că s-a anulat, pentru că deci aceia care au pierdut au zis că anulăm și mai facem o dată. Poate ori ajunge la un consiliu, să măcar tot partidul de guvernare să aibă o candidatură care vor ei să o vadă în fruntea Procuraturii Generale. Și asta se întâmplă în tot. În tot. În reforma justiției, eu vă spun o chestie, se discute că judecătorii, da, s-o opun, fac rezistență. Păi trebuie și normal că o să facă. Când partidul de guvernare spune că judecătorii ăștia au făcut bani, că au case scrise pe rudiș, dar dând exemplu prost că cineva din deputație își cumpără la Vadul lui Vodă, își cumpără bază de odihnă și costă doar 60.000. Și ca judecătorul ăsta se gândește, băi, asta e voi serios? Deci voi îmi spuneți mie că la mine casa care am scris-o sau care am arătat-o pe documente costă atâta, bine, n-am făcut corect. Dar voi și exemplu dat. Și voi pe noi ne numiți corupți? Deputatul deja e ministru. Ministru. Și cazuri de astea încă o să fie. Noi o să aflăm încă cu mașini procurate mai ieftin sau prețul pus altul decât costă pe piață automobilul și tot așa. Deci... Domnul ministru, apropo despre care vorbiți dumneavoastră, dacă nu greșesc, e domnul Popușoi, da, la afacerilor externe, acesta în ISAF, zilele viitoare, urmează să meargă în Antalya la invitația domnului Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Curios este dacă domnul Recean și domnul Popușoi să-l întrebe pe Erdogan despre profesorii turci. În primul rând, care și doi, problema? Ce face Plahotniuc? Curios. Trebuie să ai curaj, apropo, să vă cu Erdogan zărubești așa, dar asta deja vedem la întoarcerea domniilor lor. Avem alegerea noastră, doamna Popovici, dar până la ele am avut alegeri și în 2020 și 2021. Mulțumim diasporei. Ați fost foarte activi, ați votat tare masiv. Numărul 5. Numărul 5, da. Cum a fost? Pentru că a fost într-adevăr un entuziasm, se vedea extraordinar. Și la nivel local, e adevărat, dar ceea ce vedeam noi, Italia, Germania, Spania, era de-a dreptul deosebit. Povestiți-ne un piculeț despre acele alegeri din 2020, când doamna președinte Maia Sandu a devenit șefa statului, și deja în 2021 anticipate, când PAS-ul a luat 63 de locuri din 101. Pentru noi nu a fost nimic deosebit. Ne-am mobilizat, am stat în rând ore în șir,
Deci, din fericire, era timp frumos, nu a fost să stăm în frig sau pe ploaie, dar căldura am suportat, dar cu dorința de a face schimbări. Deci, schimbările, domnul Gonța, pentru mine personal, să zicem, viața mea e aceeași în orașul Bolonia. Orică era Dodon, orică era Voronin, orică e Sandu, pentru mine chiar nu mă afectează absolut de fel. Mă afectează când vin aici și văd fețe triste, văd sărăcie, văd noroi, văd prețuri ridicate. Dar văd lumea bolnavă în jur, grăbovită, aceasta mă întristează. Dar acolo chiar nu mă afectează absolut deloc politica de aici, să zicem. Dar pe rudele dumneavoastră, de ce, prietenii dumneavoastră de aici, ei ce spun? După acel 2020 și 2021. Ce să zic? Nimic deosebit, nimic... Adică cum? Să zicem că s-a schimbat puțin mentalitatea, să zicem, mai pro-europeană, mai cu speranță că se vor schimba lucrurile spre bine, dar schimbări reale, deci numai verbale, dar reale, concrete, prin fapte, prin schimbări, așa, până când nimic. Dar cum este dezamăgit. Da. Eu am vorbit și cu diaspora din Marea Britanie. O dezamăgire, reprezentanții diaspori. Și între dânsii foarte multă lume se cunoaște, da? Și deci, povesteau cum ei, deci persoana care avea angajați din Republica Moldova, cetățeni, da? Pe toți a strâns într-un bus și s-au dus să voteze. Știau că ei se termină buletinile de vot, au aflat că în altă parte încă mai sunt buletini, s-au suit, au mers kilometri ca să meargă să voteze. Și acum persoana este total dezamăgită. Exact. Și el vorbește în fiecare zi cu moldovenii, care din diaspora, tot din Marea Britanie. Foarte multă lume este dezamăgită. Și chestia că pasul asta acum conștientizează. Da? Ei înțeleg că la următoarele alegeri, dacă încă doamna Maia Sandu, o să vedem și surpriză o să avem cu candidați noi, încă mai are șansă să ia următorul mandat de președinte, cu toate că e destul de relativ. Pasul, cu siguranță, știu că ei nu o să mai e deja majoritatea. Și deja se înșep alte momente. Da, dumneavoastră din Italia, doamna Popovici, spun cum vor vota la următoarele alegeri, ori primele parlamentarele? Prezidențiale, ce scuză. Chiar acolo, cu prietenile mele, nu prea discutăm tema politică, dar așa, pe rețelele de socializare, de asemenea, cum zice domnul Stratulat, lumea este dezamăgită. Mai sunt persoane fidele, actuale guvernări, fidele și cu încredere față de Maia Sandu, dar este adevărat că e un număr mult mai jos, mult mai mic. Bun, dar ce o să faci? Haideți să imaginăm în cazul ăsta. Turul 2 al prezidențialilor, Maia Sandu și Igor Dodon. Ce o să faceți? Nu votez. Pentru că am votat data trecută. Tot așa situație. Dar eu am votat-o pe doamna Maia Sandu să fie președinta Republicii Moldova. Nu să fie să meargă la adunările galbene a partidului PAS. Nu să-l primească pe Coza cu flori pe pragul președinției. Nu să fac alte chestiuni care sunt în detrimentul cetățenilor și în detrimentul intereselor mele. Deci, în așa situație, dumneavoastră nu m-a reprezentat. Și îmi pare foarte rău. Dar la referendum, cum veți vota? Referendumul pentru mine este o prostie. Serios? De ce? De ce? Pentru că Republica Moldova deja, cetățenii deja și-au exprimat poziția lor. Avem un președinte pro-european. Avem o guvernare pro-europeană. Ce mai vor oamenii ăștia? Ce dovadă mai vor? Ne-am exprimat odată poziția, direcția. Care este? Să admitem, să facem referendumul și lumea votează contra. Ce face, doamna președintă, și ce face de mulțimata noastră guvernare? Ce facem la referendum, domnul Stratulat? Eu am mai spus-o la o emisiune, eu nu văd. Deci eu văd referendumul ca un șerchec politic, ca să atragă, să scoată electoratul de acasă, da? Mai ales electoratul care își dorește integrarea pro-europeană, și să meargă, pentru că există riscul, dacă nu este referendumul la prezidențial, există riscul multul lume să nu meargă. Deci să nu meargă multul lume la vot. Și atunci Maia Sandu are nevoie de mai mulți cetățeni să vină să voteze. Da? Și în toată campania asta, mai ales că este referendum, o să folosească resursa administrativă, dar au și dreptul pentru că este referendum, tot guvernul lucrează pentru referendum. Și o să fac legătura dintre Maia Sandu și integrarea pro-europeană. Că noi o să punem în Constituție, da, vectorul ăsta pro-european. Dacă trece referendum. Dacă trece referendum. Dar am o întrebare. Și dacă peste 2, 3, 4 ani la guvernare vine un partid cu orientare pro-rusă,
Da? Și noi avem în Constituție integrarea europeană. Deci ce încurcă partidul ăsta? Acele reforme că trebuie să le facă, să apese butonul stop. Și nu las fi în Constituție. Dar noi, reformele care europenii așteaptă că noi să le facem ca să putem intra, să integrăm în Europeană, o să le punem pe pauză. Și gata. Deci dacă cumva asta ar influența, dar eu pot să vă spun că chiar dacă în Constituție ar fi integrare pro-europeană, oricare partid poate pur și simplu să oprească reformele și atunci Europa zice, băi, băi, voi ce faceți? Faceți reforme, nu? Și noi nu e ca ne mai gândim așa. Și s-a terminat toată integrarea noastră europeană. Deci eu nu văd sensul la referendumul ăsta. Mai ales că există riscuri. Există riscuri să nu treacă. Pentru că dacă o să mergi acum în raion, într-un sat, da? Și o să întrebi lumea, oameni buni, vreți în Uniunea Europeană? Nu. Dar de ce? Dar ia uitați, bă, gazul e scump, inflația e mare, prețurile sunt mari. Asta înseamnă Uniunea Europeană, noi nu vrem așa. Noi vrem cum era mai înainte. Nici încolo, nici încoace. Pentru că atâta timp, băieții au ajuns la guvernare, da? Ei nu mai merg prin sate așa cum făceau când erau în campanie. Dar partidele pro-ruse care sunt în opoziție merg. Și le spun cetățenilor că e ca integrare europeană. Asta înseamnă prețuri mai mari. Asta înseamnă și chiar și ești la guvernare spune, băi, dar uitați-vă că și în Europa crește prețul la gaz, inflația crește. Și să zic, eu te ăștia singur spun că așa e în Europa. Voi vreți așa? Nu. Și că există riscul ca acest referendum să nu treacă. Și părerea mea e mai bine de anulat, ca să nu dăm în bară, mai bine să anulăm referendumul și să-l punem când deja lumea o să vadă careva reforme care se fac. O să vedem în sfârșit finalitatea la reforma justiției, dar finalitatea o să fie tare interesantă. Vă spun că mulți procurori și judecători, știind că nu o să treacă vetting-ul și pre-vetting-ul, da? o să aștepte și când o să fie chemat rând pe rând să treacă comisia, o să scrie cereri și o să pleci. Dar ce fac ei amuia? Știind că nu o să treacă, știind că au de gând să depună cerere, ia să vedeți corupția în sistem, unii din trăși. Revenind un pic la plebiscit, da, poziția Partidului Puterea Oamenilor a fost expusă, doamne președinte, la acele consultări pe care le-a organizat dumneai? Sincer să spun, nu am vorbit cu tema asta cu domnul Ruslan Cudreanu, el a fost atunci, am auzit, n-am... și în partid n-am discutat. Eu acum spun părerea mea personală. Dar toți își dau seama că chestia asta a fost făcută intenționat, ca să poți să chemi cât mai multe lume, da? la vot, la acele alegeri. Și discuțiile astea post, după ce s-a decis că o să facă, să chemi tu partidele, chipurile la consultații, așa îmi pare un pic. Trebuia să chemi înainte de asta și avea să aibă un suport mai mare, doamna președinte. Din păcate, este. Cu toate că... Rămânând la alegeri, ieri Renato Usat, președintele partidului nostru, a organizat o conferință de presă și a declarat că PASU ar pregăti un proiect de lege pentru a facilita procesul de vot pentru cei din diaspora, așa numit vot prin corespondență. Eu am ascultat conferința și treacă meargă. Și azi am sunat niște băieți din sistem. Și am aflat că, într-adevăr, doi băieți dintr-o anumită instituție de stat, cu studii juridice, pregătesc un proiect de lege care se numește vot prin corespondență. De exemplu, doamna Popovici din... De exemplu, prietenul meu Valentin Butnaru din Statele Unite scrie scrisoare către CEC și spune: eu rog să fiu exclus din registrul de stat al alegătorului și să fiu inclus în lista cutare și cutare din Statele Unite. CEC organizează toată schema asta, trimite o scrisoare în care se află trei plicuri, inclusiv un buletin de vot în ziua sau înainte de alegeri. Ulterior, trimite prin poștă votul pe care și l-a dat. Dar acest proiect de lege vizează strict cetățenii din Statele Unite ale Americii și Canada. Nu din Italia, nu din Spania, nu din Europa, nu din Moscova. Este strict pentru SUA și Canada. Asta se pregătește. Întrebarea ar fi de ce nu facem, de exemplu, pentru Australia asta, că tot e continent. Dar eu niciodată, pentru cine asta să facem?
Eu știu de ce, dar nu pot să vă spun. Distanța, cel mai probabil, probabil presupun eu, pentru că în Statele Unite și oficial, Canada, da. Distanța din ca să mergi fiecare în diferite regiuni și nu poți deschizi în fiecare regiune. Oficial, aceasta este. Dar celor din Italia, cei din Italia n-ar avea nevoie de vot prin corespondență dacă sau la voie toate secțiile sunt lângă casă. Noi avem, fiind Bologna oraș mare, dar practic în fiecare oraș este secție de votare și de schede, pentru că suntem importanți în campania electorală. Și votul va fi anul ăsta la fel cum a fost dat trecut, în opinia dumneavoastră? Așa de masiv? Posibil să fie la fel de masiv, dar posibil să fie mai dispersat într-un fel ca preferințe politice. Adică masiv, dar pentru diferite opțiuni, da? Diversificat, exact. Așa. Rămânând la politică, nu pot să nu vă întreb. Știți că avem, dumneavoastră ați făcut o aluzie la începutul emisiunii, avem un mariaj politic între patru formațiuni. Este vorba de Platforma Demnitate și Adevăr, este vorba de Liga Orașelor și Comunelor, este vorba de Partidul Schimbării și mai nou Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. De ce n-ați avut onoarea să fiți invitat? Unu, poate ați fost invitat, nu știu, sau invitați. Nu, nu. Și doi, ce credeți? N-am fost invitați. Nu știu de ce, eu cred că argumentul este că, și obțin, eu critic guvernarea, critic Ministerul Sănătății pentru inacțiuni și tot așa. Poate asta ar fi motivul, pentru că aceste patru partide, eu... Întotdeauna când mă gândesc la ele, la mine vine în cap, dacă ați văzut filmul Cei patru fantastici, da? Fantastică Cetviorca, da, ar fi în limba rusă. Și scopul lor este să salveze Republica Moldova în parcursul său de integrare european. Este un proiect, din câte știu eu, din câte am auzit, este un proiect al președinției, deci consilierii, cu aprobarea Statelor Unite. Deci s-a făcut un bloc pentru că cei din PAS conștientizează că la următoarele alegeri ei nu o să mai ia majoritatea. Asta este, asta o știu și cei din PAS deja și își caută parteneri de coaliții. Fiecare în parte nu au șansă să treacă pragul electoral și cumva este nădejdea că toate patru împreună să adune măcar procentul acela de 6 sau 7 cât este acum ca să treacă în Parlament și astfel pasul să facă alianță cu ei. Ați văzut că deja ei susțin referendumul, o să-l susțină și o să-l promoveze. Este clar, spre spune ca să aibă candidatul lor așa unul comod ca să nu încurce doamnei Maia Sandu. Eu nu cred că în general ei o să ajungă măcar până la parlamentare. Patru partide unite într-un și acolo trebuie să cu principii și valori, da? Cum era. Și sunt șansele să ajungă, să piardă pe drum. Să divorțeze, da? Să divorțeze, da. Mai este un proiect PSD-EU cu Manu, tot e cu susținerea americanilor. Dar e mai complicat. Ăștia deja vor pe centru stânga și inclusiv dacă nu se ajungă aici, merg ăștia în coaliție. Deci să faci un partid pe, să zicem, centru dreapta, un bloc electoral și să faci un bloc, de acolo cred că să fie fuziune, dacă într-un final o să pe centru stânga, da? Ca să ia deja de la socialiști, de la electoratul ăsta pro-rus. Dar din câte eu știu, e făcut pentru a avea parteneri de coaliție în următorul parlament PAS-ului. Blocul celor patru deja s-a aflat astăzi că i-au propus domnului Alexandru Slusar să candideze la șefie. Ca candidatură este și domnul Riniță. Eu știu că și Igor Muntean foarte mult vrea să meargă, dar cred că deja nu îi se permite. Deși eu să discute. Una când ai un președinte și discuți cu formațiunea ta politică și înaintezi o persoană, dar tu ești patru președinți de partid, plus în spate stau patru formațiuni politici. Da? Și este mai complicat să găsești. Dar iarăși, așa cum o să le spun, așa și o să... Doamna Popovici, dumneavoastră, aveți pentru cine vota la aceste alegeri prezidențiale? Bun, lista e prea scurtă, de acord, deocamdată nu prea știu. Nu cunoaștem încă candidații, nici eventuali candidați. Deja se știe că va candida Maia Sandu, dar rest, nu am idee.
Deci mai așteptăm până când... Alexandru Slusar, dacă e adevărat, Iurie Reniță, dacă e adevărat, ce ziceți? S-ar putea de găsit un candidat bunișor. Mm-hmm. Care, într-adevăr, să reprezinte toți cetățenii Republicii Moldova. Toți. Marea majoritate, să zicem, 80-90%. Toți noi putem satisface. Da, pe partea așa numită centru-stânga, ce vedeți? Dacă vedeți, și ce cu amorțeala asta în opinia dumneavoastră, domnul Stratulat, nimeni nu anunță nimic. Igor Dodon îmblă în teritoriu, dar nu spune pentru ce, ci că să vede pentru poporul. Pentru că acolo, pe centru stânga, Partidul Pro-Rusia așteaptă indicația din partea Kremlinului și până o să vină indicația, ei acum s-au ocupat un pic la Kremlin ca au alegerile lor. Da? Și după ce să mai să trec de alegerile sale, o să apară și candidatul comun din partea, de pe centru stânga. Eu cred că din câte am auzit domnul Dodon o să participe aparte de candidatul ăsta care o să fie. Acum domnul Dodon merge prin raioane pentru ca să inclusiv să arate Kremlinului că băi, eu mai am susținere, lumea au ce poze așa cu Tesla în piață. Dar nu exagerăm noi spunând Kremlinul, că doar nu se trezește Vladimir și în fiecare acolo este, dimineață. Acolo este direcția partii, știți cum, ca în guvern, sunt mai multe etaje cu mai multe. Clar că Putin amui are alte probleme. Dar dumneavoastră, doamna Popovici, anul ăsta nu vreți să vă implicați în campania electorală, susținând, făcând agitații, campanie pentru cineva? Nu, mulțumesc. De ce? Am făcut, m-am dezamăgit, îmi caut de treburile mele. Apropo, eu când am plecat în 2007 în Italia, eram într-atât de tristă și dezamăgită de Republica Moldova, că în semn de protest n-am votat până în 2016, absolut deloc. Nu mă interesa și chiar nu vroiam să știu nimic despre politica Republicii Moldova, despre alegeri, despre tot felul de procese de felul acesta. Și am revenit cu inițiativă și cu activitate electorală, să zicem, în 2016, în turul 2, când a rămas Maia Sandu cu Igor Dodon în cursa electorală. Și atunci, tocmai în perioada când s-a creat grupul Adoptă un Vot. Deci cineva din Spania m-a invitat în această comunitate și deja m-am reactivat și eu din punct de vedere electoral și am participat și am votat atunci pe Maia Sandu. Apropo, și fiul meu tocmai împlinesc 18 ani și primul vot l-a dat doamne președinte Maia Sandu. Dar n-a ajutat în 2016 asta. N-a ajutat-o, din păcate. În schimb, votul dumneavoastră și nu doar dumneavoastră a ajutat-o în anul 2020. În turul 2. În turul 2. Da. În turul 2. Și iarăși nu va ajuta în anul 2024, din câte vedeam. Nu, așa, facem, alternăm. Alternăm campaniile electorale. Domnul Stătulat, cine e candidatul, cine câștigă alegerile prezidențiale? Complicat. Trebuie să vedem și restul candidaților. Că o să fie turul 2 cu siguranță. Mm-hmm. Da? Și deja ieșea independență și împreună cu doamna Maia Sandu o să plece în turul 2. Dacă să fie un candidat pro-european, sunt șansele multă lume să voteze, știți cum numai, contra Maia Sandu și să aleagă candidatul pro-european. Dacă o să fie pro-rus, aici deja o să implici toți pro-europenii ca să o mențină pe doamna Sandu. Eu am spus greșeala doamnei Maia Sandu că n-a putut să detașeze de partidul PAS. Pentru că dacă se detașa, lumea avea să o voteze, pentru că în mare parte datorită ei și pasul a ajuns la guvernare. N-a putut să detașeze, vedem că schemele merg mai departe și ne-ai zis că nu are nicio dovadă. Vedem că susține reforma care deja a intrat în reforma justiției, care a intrat în fază de hibernare și nu vedem nicio reformă în domeniul medicinii și doamna Maia Sandu o susține pe doamna Nimerenco și dacă se detașa, așa nici nu erau discuții. Deci, din turul întâi, doamna Sandu pleca mai departe. Pentru a doua mandat. Da, dar problemele nu sunt din vina ei. Guvernul, parlamentul, nu? Dar cine a numit guvernul? Deci cine numește guvernul? Cine, deci pot să... Și la un moment dat, dacă tu vezi că lucrurile merg prost, ai făcut un guvern, ai făcut a doua guvern.
și vezi că partidul e, cum zici, neizlecimă-i, atunci zici, oameni buni, stimați cetățeni, eu reprezint cetățenii Republicii Moldova și nu reprezint partidul, eu mă detașez de acest partid. Din păcate, asta e situația. Și credeți-mă că lumea, care inclusiv o sunt pe Maia Sandu, deci avea o susțină și mai departe. Avea într-adevăr să avem un președinte care într-adevăr este a poporului, așa cum scrie și buchea Constituției. Dar este un proiect acolo, sau o reformă în sănătate? Spitalele raionale, de exemplu, au ajuns în subordinea Ministerului pentru... Și-a murit proiectul. Și-a murit reforma. Da? Am făcut primul pas și gata. Dar cum să treci tu sub jurisdicția Ministerului Sănătății? Domnul Gonță, doamna Nimerenco, vreo 2 ani jumate în urmă spunea că o să facă din Institutul Oncologic flagmanul spitalilor din Republica Moldova. Deci o să fie spital exemplu pentru tot sistemul de sănătate. Unde am ajuns noi? Ați văzut raportul Curții de Conturi? Despre ce noi discutăm? Și acolo s-a schimbat directorul care a trecut filtrele Ministerului Sănătății și tot așa. Deci, cu un spital n-am putut să ne lămurim. Și noi le-am luat amoi pe fete 30 ceva cât sunt. Și o să facem noi cu ele? Asta e reformă. O să ne ducem și o să mai facem. Aici o leac de reparație, acolo o leac de reparație, aici să ducem un aparat, acolo ducem un aparat. Și gata. Și asta e toată reforma. Dar la noi cu lumea cum pleacă așa și pleacă din țară. Doctori cum sunt mai puțini și așa o să fie mai puțini. Și nu o să aibă cine să lucreze în raioane. Noi ducem în raioane și să strigăm. Să ducem ca în Siberia. Și să întâlnim de-amă urși pe în raioanele noastre, cu oamenii noastre fii. Sperând că nu va fi așa, haideți să luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnul Mihai Stratulat. Putem să-i acuzăm pe guvernanți de multe și de rele și de bine, poate. Dar nu poate să fie chiar totul atât de rău în sănătate? Pentru că dacă era într-atât de rău în sănătate, oricum o zburau pe doamna Nemerencu. Dar ea este din guvernul Gavrilița și niciodată fotoliul nu i s-a clătinat. Nici măcar o aluzie n-a venit către domnia sa. Pentru că, uitați-vă, în primul rând că din câte se cunoaște, da? Și o cunosc foarte bine, are susținerea doamnei Maia Sandu, deci doamnei președinte. A încercat și doamna Gavriliță, fiind prim-ministru, a încercat și domnul Rician, fiind prim-ministru. Și de afară? A încercat și domnul Grosu, fiind șeful Parlamentului, să scoată pe doamna Nimerencu. Și n-a reușit nimeni. Deci astea sunt chestii care se cunosc, da? Din cercuri mai restrâns. Nu se face nimic, domnul Gonța. Eu nu zic că el face intenționat ceva, dar nu se face nimic. Dar în același timp lucrurile evoluează. Și eu și am în vedere. Deci lumea pleacă din țară. Încet, încet. Luna asta, 5.000 luna. Asta înseamnă pacienți mai puțini. Printre ei sunt și doctori care pleacă. Asta înseamnă doctori mai puțini. Și noi nu facem nimic. Dar ce să se facă? Haideți să facem reforma spitalicească, asta urgent trebuiește. Vă explic de ce. Toate spitalele noastre care le avem noi în Republica Moldova au fost construite pe timpul Uniunii Sovietice, când populația Republicii Moldova era de 2 ori mai mult decât este acum. Spitalele erau făcute cu o capacitate întotdeauna un pic mai mare decât este. Și uitați-vă că la noi populația s-a înjumătățit, dar numărul de paturi în toate spitalele a rămas același. La noi toate spitalele raionale sunt de același nivel, cu toate că într-un raion este mai puțină populație, în alt raion este mai multă populație. Da? Și noi toate spitalele oferă același spectru de servicii medicale. Și asta înseamnă că noi în toate spitalele, dacă să le facem să lucreze bine, noi trebuie să investim în toate spitalele foarte mulți bani ca să cumpărăm tot felul de echipament medical. Păi, dar noi trebuie să le... Deci unele spitale să oferă unele servicii medicale și atunci noi în spitalul ăsta investim un pic mai puțin decât în alte spitale care îl facem, cum ziceam eu, regionale, care investim mai mult pentru că o să deservească un spectru mai mare de... O să ofere un spectru mai mare de servicii medicale și mai complicate. Și deja avem Chișinău. Și face lumea acum din raioane. Vină în Chișinău ca să investigheze. Streacă rezonanță magnetică și tot așa. Mai, amuia s-a mai deschis câte un, s-a mai procurat și... Dar noi la un moment dat trebuie să ne gândim. Dacă urmează să plece lumea așa cum pleacă până acum, nu știu ce faci. Dar spitalele astea trebuie întreținute. Astea sunt cheltuieli din buget.
și întreținerea lor costă, pentru că sclădiri foarte mari și tot așa. Deci noi trebuie să reorganizăm spitalul. Ce facem noi? Deschidem la Bălț spital regional, dar în același timp noi reparăm spitalul existent și îl dotăm cu... Pentru ce? Și la un moment dat noi ne trezăm cu două spitale la Bălț? Care e logică? Deci noi ne jaluim că unele spitale nu își trebuie închise, că noi nu avem bani să întreținem spitalul de boli infecțioase, da? Că lucrează la capacitate, la jumătate din capacitatea sa. Dar în același timp noi avem bani ca să deschidem două spitale la Bălț? Care este logica? Eu mă pierd în logica evenimentelor. Dar cu Toma Cerbă ce să mai aude? I-au alungat pe oameni totuși. De acum. Deci o parte din am înțeles că s-au transferat la Institutul Dermatologic. Și iarăși, deși au unit anume astea două spitale. Că sunt contagioase, ok, dar păi și-a contagioase un fel de mod să transmit bolile de la dermatovenerologie. Și alte boli contagioase, ăștia sunt respiratori, ăștia sunt mare parte sexuale. Noi cum unim astea două? Numai de atât că este cuvântul contagios? Păi e vorba de teren până la urmă, da? Eu cred că da. Eu cred că ca și în Bălț, maternitatea blocul vechi a fost scos și s-a mutat în spitalul existent, s-a făcut reparații la o secție, pentru că ceva urmează să întâmple cu clădirea, cu lotul de pământ unde a fost blocul vechi a maternității din Bălț. Haideți un mic la sistemul de educație. Doamna Popovici, dar copilul dumneavoastră, deci el la 15 ani s-a dus încolo, da? Și a făcut școală până la... Deci aici, după ciclul gimnazial, a terminat clasa 9 la liceu Iorga de aici din Chișinău. Mm-hmm. S-a transferat în Bologna și l-am înscris la Institutul Tehnic Industrial, cum ar fi echivalent cu Colegiul Tehnic Industrial aici în Chișinău. Deci la institut acolo în Bologna, unde a studiat 5 ani. Dar este vreo diferență în sistemul educațional de la noi și al din Italia? Este. Și care este? Absolut diferit sistemul educațional. Bun, în afară de flori la care eu și sunete, la care eu și primul sunet și ultimul sunet, care e diferența? Diferența este că, de exemplu, grădinițele creșe și grădinițele propriu-zise de copii sunt în gestiunea Ministerului Sănătății, nu în gestiunea Ministerului Educației. Altă chestiune, diferență, este clasele primare durează 5 ani, începând cu, 6, cu vârsta de 6 ani. Deci clasa 1, clasa 2, 3, 4, 5, după care ciclul gimnazial, adică clasele medii gimnaziale sunt 3 ani în Italia, comparativ cu noi, cât 5 ani. Și deja liceul la ei 5 ani. Dar din Italia se emigrează italienii, pleacă în Statele Unite? Da, pleacă și în Statele Unite, și în Germania, și în Anglia, și emigrează și ei, fiindcă comparând situația de când am plecat eu din 2007 până acum, sunt schimbări, din păcate, negativ și acolo. Deci, criza economică a pornit în 2008-2009 și, din păcate, s-a înrăutățit situația și în Italia. Precum s-a înrăutățit, de exemplu, și în Franța, și în Germania, și peste tot. Țin Europa a căzut. A căzut, din păcate, iată, anul acesta vom avea alegerile europarlamentare, poate se vor schimba puțin demnitarii din Uniunea Europeană, de la conducerea Uniunii Europene și posibil să... E adevărat că efectul acesta post-pandemic și chiar și război de Ucraina ne-a afectat zdravăn pe toți, dar crizele erau deja începute. Eu consider, dar chiar și urmărind știrile la televiziunile italiene, mulți acuză autoritățile de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles. Apropo, care e atmosfera între italieni referitoare la aceste alegeri care urmează pentru Parlamentul European? Sunt dezamăgiți și italienii. Și protestează și sunt foarte nemulțumiți. Dacă noi ne uităm, Italia a căzut din punct de vedere politic și economic, Germania a căzut, Franța a căzut. Acesta este un indiciu destul de pronunțat și destul de grav pentru Uniunea Europeană, pentru că aceștia cam se consideră pilonii Uniunii Europene, mai cu seamă Franța și Germania. Și dacă aici lucrurile merg prost, deja nu mai vorbim de celelalte. Prin urmare, ceea ce avem în fruntea Uniunii Europene acum e un dezastru, din păcate. Dacă aici, în Republica Moldova, vine doamna Ursula și Roberta și nu știu cine acolo și întâmpinat cu flori și busuioc și ridicate în slăvile cerului, Uniunea Europeană, ele sunt făcute praf.
Da, din păcate. Dar care sunt tendințele? Cine ar urma să vă vină să mai vedem. Până când nu prea suntem așa, deci vor candida, vom avea, bineînțeles, și candidați europeni, voi participa neapărat și eu la alegeri și sper să alegem ceva mai de calitate, fiindcă chiar este momentul să ne ridicăm puțin din genunchi, că e trist. Și din punct de vedere politic și din punct de vedere economic. Noastră sunteți și italiancă deja? Nu. Nu, sunt cetățeancă româncă și mi-e suficient, dar unica diferență este că nu pot vota la alegerile parlamentare italiene. În rest, la europarlamentare pot, la locale pot. Dar ce se crede despre război? Nu pot să vă întreb în toată Uniunea Europeană. Ce sunt italieni? Sau acolo unde vedeți dumneavoastră și discutați subiectele astea cu cetățenii ai Italiei? Poate chiar și moldoveni, nu știu, români. Știți că sunt poziții opuse și acolo. Spre noastră, marea noastră mirare, sunt și italieni care susțin Rusia. Din păcate. Sunt și români care susțin Rusia, așa susțin pe Putin. Deci avem și acolo agenții, avem și acolo servicii secrete, avem și acolo propagandă. Sunt, din păcate. S-a împrăștiat veninul prin toată Europa. Deci, chiar urmărind în televiziune, aflăm doar acuze contra Rusiei și susținere totală către Europa, către Ucraina, scuzați. Dar printre cetățeni, oamenii simpli, deci este și o versiune diferită. Adică și voi aveți război hibrid? Avem. Nu e atât de pronunțat, e adevărat, nu e atât de pronunțat ca Republica Moldova, dar sunt și acolo mucigaiuri, cum se zice. Nu, acolo e ideea că cumva asta nu afectează războiul ăsta nu afectează Europa. Dacă Putin, de exemplu, ataca o țară membră NATO din țările astea balci, de exemplu, sau toate trei odată, credeți-mă că atitudinea europenilor tuturor cetățenilor avea să fie cât de cât aceeași, da? Împotriva. Dar așa, ei nu înțeleg riscurile eminente dacă cumva Putin preia Ucraina. Eu sunt de părere că 5 ani și el continuă mai departe. Deci cu să pe noi deodată, asta e clar. Și o să continui mai departe drumul său către, cum ziceau rușii, da? La Berlin. Și noi asta conștientizăm, da? Noi care suntem aproape de tot chestia asta. Dar lumea cât e mai departe, cât mai puțin asta conștientizează. Și zic, băi, treaba lor, de-amă, lasă-l lămurească. Sunt băieți mari și așa, și așa. Noi vrem să trăim bine. Pentru că dânsă e că starea economică e mai rea, 7% inflația asta e strașnic pentru europeni. Acolo gata, lumea, antreprenorii de-amă se gândeau că e gata, închid afacerile. Noi 28 am avut. Și nu știu să-i faci, nu așa ai. 28 e greu. Dar e greu. Dar la 28, dacă ajungi în Europa, gata, uite de... Se distramă absolut Uniunea Europeană. Și să migrezi tot către Statele Unite. Doamna Popovici, dacă vreți să ne spuneți, dar ce munciți dumneavoastră în Italia? Inițial am punut cu toate tipurile de muncă, badant, curățenie, așa. Actualmente am două contracte de muncă. Unul este din domeniul meu educațional și altul nu educațional, dar este interesant și vesel. Muncesc mult, uneori 6 zile din 7, uneori 7 zile din 7. Dar sunt satisfăcută, mă simt bine, sunt integrată și chiar sunt mulțumită. Pentru ei noștri care nu prea au habar despre... Deși cred că fiecare familie are cineva prin Italia și nu doar Italia, dar ei noștri cum sunt băieții noștri sau oamenii noștri cum sunt văzuți de către italieni? De categoria a doua sau ne-am integrat deja? Păi depinde și de persoană. Pentru că eu, de exemplu, m-am integrat ușor, fiindcă, cum n-ar fi, suntem latini, mi-a venit foarte greu cu limba, din ce considerent. Am învățat-o foarte ușor în câteva luni, dar complexul meu era ca să nu greșesc. Considerând că în limba română vorbești corect și frumos și așa, deci îmi era teamă, deci teama aceasta mă frâna uneori ca nu cumva să greșesc în limba italiană. Deși italienii sunt foarte toleranți în privința aceasta. Niciodată nu râd atunci când greșești în exprimare și din contra te corectează și te ajută. Deci în privința aceasta chiar am avut mereu suportul italienilor. Am primit și un dicționar în dar de la prima familie unde lucram. Doamna Popovici, dar fermierii italieni protestează acum ca în multe alte țări din Uniunea Europeană și din Republica Moldova? Protestează, fac grevă activă chiar
în piață. Eu am făcut și o postare pe Facebook, nu știu dacă posibil dumneavoastră să nu fi văzut. Chiar săptămâna trecută era greva activă a agricultorilor. Așa cum a fost și în Germania, așa cum a fost și în Grecia, așa cum a fost în toate, așa. Fiindcă, vă spun, pandemia i-a afectat pe toți. Plus la aceasta, în Italia au fost inundații anul trecut, au fost niște pagube enorme pentru agricultori. Și deci, reieșind din considerentele acestea, din pierderile economice ale agricultorilor, chiar au reușit cu toți în piață, dar nimeni nu i-a detestat, nimeni nu i-a acuzat pentru aceste proteste, din contra sunt susținuți. Printre altele, aceasta este în cultura italienilor. Proteste și greve se fac frecvent. Greva lucrătorilor din transport public se face lunar aproape. Dar ce vor? Păi își cer drepturile, salarii, condiții mai bune, orar mai flexibil. Și nu s-a acuzat că în spatele lor stă Șor, Putin, Rusia? Nu, pentru că Șor deja a plecat, avea oficiu și la Bologna, dar s-au dezbarasat de Șor. Nu, deci acesta este dreptul și nimeni nu-i acuză, ba mai mult. Deci cei din transport public fac greva numai vinerea, când cetățenii au mai mult nevoie de transport. Pleci, de exemplu, cu trenul în alt oraș în vacanță sau la bunii sau așa. Uh-huh. Deci ei profită ca să aibă efect social mai mare. Domnul Gonța, în Europa sindicatele lucrează bine. Noastră ați auzit de sindicatele în Republica Moldova să pornească niște discuții cu, sau să pornească la grevă? Dar noi le mai avem? Sigur că da. Și sachită. Și le plătim? Și sachită pentru asta. Dar eu n-am auzit nici o grevă să fie pornită pentru că sindicatele au analizat și au zis, da, oameni buni, cine? Medicina. Ieșim cu susținerea sindicatelor, ieșim la grevă. Pentru că acolo tot, cred că spun, cum schimbă guvernarea, spun oamenilor și... Ia că așa, schimbă și bine, mersi. Aia la noi 28% inflația. Răbdăm. Așa suntem noi. Și că de asta și trăim așa. Și continuăm tot așa, trăim pentru că suntem foarte răbdători. Și suntem moldoveni și... Dumneavoastră, dacă se întâmplă, deși eu nu vă doresc asta, să vă luați business-ul și să plecați maximul la Iași? Sau la doamna Popovici? Nu, eu cred că o să prima oprire o să fie în România și o să încerc acolo să reușesc, poate, deschid de tot o clinică medicală și aduc doctorii de la noi și vedem. Vreau să vă întreb ceva despre o știre care a venit astăzi. Că în curând orice amenințare, noi sunteți foarte active pe Facebook, pe rețelele sociale, în adresa primelor persoane în stat, va fi calificată drept atentat la adresa Securității Naționale cu pedeapsă penală dură. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de către deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Lilian Carp. Cum ați vă comportați de acum încolo? Știu că uneori sunteți așa mai destul de dură pe rețele. Folosesc cuvinte vulgare, nu insult. Domnul Gonța, trăiesc într-o democrație și mi se pare corect că persoanei care i-am dat votul meu să-i cer uneori socoteală. Sau dăm votul și la revedere pe 4 ani, sau cum se primește. Deci eu am drept să-mi exprim nemulțumirea față de o persoană care îmi datorează ceva sau nu. Deci dumneavoastră, dacă mă angajați să vă prășesc grădina, să vă fac reparații în casă, mă plătiți și atât sau îmi cereți socoteală pentru ceea ce fac? Domnul Stratul, dar dumneavoastră ce credeți despre această inițiativă? Eu tot citeam eu chestia asta ieri și la mine m-a apărut o întrebare. S-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune, sănătatea și securitatea persoanelor beneficiare de protecție de stat? Sănătatea asta cum? Dacă eu să spun la unui ministru că să-l doară capul tătă ziua așa cum ne doare pe noi, e interesant. Tot asta am dosar. E și cu sănătatea tare poți să-i spui să-i doar capul, poftim, să ai diarei. Tot e la sănătate, tot e atentat. Sănătatea, și atunci nu e clar legea asta. Și mă temeu să nu folosească ei așa cum vor. Mai ales că eu tot nu tac. Și iubesc să critic.
Înseamnă că voi trebui să... Am înțeles că în Transnistria exact așa este. Exact așa este, este lege. Și atunci noi cumva... Mai voi vorbești de rău de Krasnoselsk și alții. Cu certitudine este și în Rusia. Da, Doamne Ferez, vorbești despre armată, despre Kremlin, despre Putin. Noi ne transformăm și în dictatură. Dacă... E interesant dacă este așa lege în Uniunea Europeană. Nu. Este un termen care l-au destul de des la Chișinău, care se numește dictatură democratică. E un termen nou folosit. Dictatura e dictatură. Oricum ai numi-o. Oricum ai numi-o, da. Doamna Popovici, dumneavoastră sunteți o unionistă înflăcărată. Da, da. Păi da. De ce? Pentru că consider că Republica Moldova nu are nicio șansă separată de România. Nicio șansă. Unirea cu România este ultima și unica șansă de supraviețuire a cetățenilor din Republica Moldova. Cu tot cu regiunea transnistreană, fără regiunea transnistreană. Deja aici, după doleanța locuitorilor din partea aceea, legal ar fi împreună cu Transnistria, dar dacă domniile lor nu doresc, poftim, rămân separat și vor cerși ei, se vor ruga ei de noi deja, hai, luați-ne. Vor rămâne blocați între Uniunea Europeană și Ucraina. Da, prietenele dumneavoastră moldovence din Italia, ce zic despre asta? Unele sunt pro, unele contra. Unele mai speră că Republica Moldova ar putea supraviețui și separat, dar eu nu văd nicio șansă. Zero economie, zero politică, zero securitate, zero din toate punctele de vedere. Cu ce merge înainte? Cetă industria... Vedeți că este proiect a Uniunii Sovietice. Deci au rupt în 1918 și noi eram în componența României. Deci era doar... Au rupt și au rupt doar Basarabia, da? Doar o bucată din țara Moldovei, care era. Au depopulat-o, s-au mai dus prin Siberia, au adus de mulți ruși aici ca să amestece populația. Și când am luat independența, în mod intenționat, în regiunea transnistreană, acolo este și uzina metalurgică, și care produce energie electrică și tot așa. Și când am luat independența, regiunea și a făcut-o separatist. Ca să ne mențină pe același, ca să nu putem să ne dezvoltăm. Adică și dumneavoastră pledați pentru unire? Eu ca aparte, ca cetățean, da, eu sunt pentru unire. Noi trebuie să corectăm două greșeli istorice, da? Să ne integrăm înapoi în Moldova și Moldova împreună cu România, să ne unim înapoi cu România. Deja poate pe alte criterii, nu neapărat putem să facem cum este în Germania, da? Federație cu două regiuni. Deci spate de dar noi aparte Basarabia, neavând nimic industrie, nu, hai, o să mai vină, nu câți o să vină ca să investească aici. O să mai fac câteva, două, trei uzine și o să mai angajez încă 100-200 de oameni. De la asta nu o să crească bugetul. Noi nu putem să banii să economisim, nu putem să fluxurile să le gestionăm cum trebuie și cum noi să ne dezvoltăm. Hai să mai facem niște drumuri, să ne dăie Uniunea Europeană, să mai punem niște becuri în sate. Cum de la asta noi să trăim mai bine? Cum de la asta economia o să crească? Dar știți că, doamna Popovici, noi nu prea avem partii declarate tare unioniste. Adică ele sunt, dar parcă nu sunt. Dar dacă sunt, nu sunt prea în sondaj. Dumneavoastră, pentru cine ați vota? Dacă din ceea ce vedeți ca partii de unioniste? Nu văd nicio partii de unioniste până când. Și de aceea și m-am exprimat anterior că nu prea am opțiuni de a vota, de a susține, din păcate. Unionismul a fost puțin distrus ultimul timp, fiindcă cu doamna președintă Maia Sandu și cu Iohannis cam nu avem șanse de înfăptuit unirea. De aceea va trebui să așteptăm puțin. Poate avem șansa și ocazia să obținem și o conducere a Uniunii Europene mai de calitate, mai competentă, da, și poate primim sprijinul reunirii cu România, dar în condițiile acestea, domnul Gonța, nu există nici minima șansă. Din cerșit și din împrumuturi nu faci țară, nu faci nimic și din păcate și chiar îmi pare rău, pentru că Republica Moldova, da, cetățenii merită ajutați, merită susținuți, dar atâta timp cât îi ții în această încătușați în mentalitatea veche,
nu există șanse. Și cât ne-ai ajuta și cât, pentru că toate ajutoarele se aruncă aici ca apa nisip, care nu ajută la nimic. Și chiar îmi pare rău, fiindcă noi în Uniunea Europeană muncim 10 noapte, cum v-am spus, 6 zile din 7, 7 zile din 7, fiul meu lucrează de asemenea 7 zile din 7, tot cu două contracte de muncă. Și chiar îmi pare rău, fiindcă noi muncim și plătim impozite pentru ce? Ca banii noștri să vină aici ca drept ajutoare să ajungă nu unde trebuie. Deci îmi pare rău când vine doamna Ursula, când vine domnul Mureșan, Siegfried sau cum se cheamă, și că Uniunea Europeană ajută. Domnilor, precizați, a cui sunt banii aceștia? Nu vei scoate Ursula din buzunarul ei, din contul ei propriu. Sunt banii noștri, sunt banii mei, domnul Gonță. Sunt banii mamei dumneavoastră, sunt banii fiului meu. Astea sunt banii noștri, din buzunarele noastre. Și chiar mă afectează faptul ăsta că vin ca ajutoare și nu chiar fiul meu plătește impozit, salariul lui este mai mare ca meu. Știți cât îi oprește în fiecare lună impozit? 400 de euro. În fiecare lună, minus 400 de euro din salariu. Și asistența sanitară, fondul social și multe altele, printre care și fondul european. O părticică din banii mei, o părticică din banii fiului meu, din mamei dumneavoastră, toți cetățenii Republicii Moldova emigrați în Europa, deja excludem pe cei din Marea Britanie, Statele Unite și în alte țări. Da, Uniunii Europene vin, se întorc aici în Republica Moldova și chiar mă doare sufletul când zice cineva: a, voi nu plătiți aici impozit și astea. Domnilor, eu am venit aici acum câteva zile, eu las 2000 de euro în circulație. Banii ăștia, domnul Gonță, cel mai urât că se faci tot felul de seminare ca să promovăm și acolo și angajăm persoane, specialiști, și că o mare parte din banii ăștia nu se investesc direct în economie, dar pe tot felul de seminare, workshop-uri, tot felul de specialiști, training-uri, ca noi să promovăm și de când promovăm, așa și nu ne-am mai promovat nicăieri. Ați revenit acasă prin aeroportul Chișinău? Da, prin aeroportul poporului. Frumos? V-a plăcut? Nimic deosebit. N-am văzut nicio diferență. La Bolonia mi-e frumos, cred că. Doamna Popovici, domnul Stratulat, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și sper cu dumneavoastră să ne revedem neapărat, inclusiv aici, în studio. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Doamna Popovici, cum se spune în italiană să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri? Nu neapărat mot-a-mot, dar măcar așa. Buona vita e siete orgoliosi. Seara bună, doamnelor și domnilor.